Așa, să facem determinație de ordin 3. Deci ce determinat îmi dai tu de ordine 3? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 0. 4, 5, 0. 3, 6, 9. 3, 6, 9. Prin metoda lui Sarus. Da. Așa. Noi luăm primele două de sus. Și le pun de desubt, da? Și le pun de desubt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 0. 4, 5, 0. Și egal cu? Și egal cu? 1 ori 5 e 5, 5 ori 45. 5 ori 9, 45. 45. Deci egal cu 45. Plus 6 ori 4, 24 ori 3. 24 ori 3, 3 ori 4, 12 și 1, 3 ori 72. Deci 72. Și 3 ori 2, 6 ori 0, mm-hmm. Plus 0. 0. Minus acum. Minus diagonala secundă. Da, cam da, e tehnicul așa. 3 ori 5, 15, ori 3, 45. Da. 0 ori 6, plus 0. Plus 0. Nu, minus 0. Minus 0, dar nu are rost să da, scriu. Da. 3 ori 9, ori 2, 18, ori 4. 4, 5, 0, 3, 6, 9. Egal cu. Observăm că avem aici o șansă. 3, 6, 9 ar putea elibera un 3. Ar putea împărți totul prin 3. Și când se întâmplă ca o linie sau o coloană să aibă posibilitatea asta să facem ceva în factor, o facem. Da? Scoate pe 3 aici în factor. Și 3. Lângă determinantul, primele două linii sunt neafectate, 1, 2, 3, 4, 5, 0, și 1, 2, 3. Când se întâmplă ca să găsești un determinant în care ai două linii egale, sau două coloane egale, noi nu avem coloane, dar avem două linii, valoarea determinantului este 0. Nici nu mai calculez. Deci, dacă într-un determinant două linii, în paranteze coloane, sunt egale. Sunt egale sau proporționale, sau proporționale, valoarea determinantului este 0. Da? Este o proprietate foarte ușor. Da. De văzut. Aici puteți să vedeți și așa, că 1 pe 3, 1 pe 3, egal cu 2 pe 6, și egal cu 3 pe 9. A, și eu am proporțional. Așa. 1, 2 pe 6. 2 pe 6 trebuie, da? Este egalitate. Ca și cum ai fost să mulți cu 2, sau ca și cum ai fost să mulți cu 3. Și atunci spui egal cu 0, fără să mai scoți în factor, fără să mai... Deodată, dacă ai descoperit două linii sau două coloane egale sau proporționale, dă răspunsul 0. Altceva. Determinat de ordinul 3, din minus 2, 0, 1, 4, 6, 8, 1, minus 3 și 2.
Copiem primele două, minus 2, 0 și 1, 4, 6, 8. Deci minus 2, 0 și 1, 4, 6, 8. Și egal cu minus, 2, minus 12 ori 2, minus 24. Da. Minus 2, minus 12. Da. 1 plus 0. Minus. Da, nu mai arăt să mai scriu. Așa. Minus 1, minus 6. 8 ori 3, minus 24 ori de plus 24 ori 2, 48. Deci 48. Dar cu ce semn? Plus. Păi dacă sunt 2 din minus și cu minus din diagonală, minus 48. A, minus 4, da. 2 ori 0, ori 0. 0. Și egal cu minus de minus... Toate sunt cu minus, văd aici. Da. 36. Minus 36 și cu minus 6. Minus, și cu minus 50. Și cu, da, mă uite, minus 50. Minus 48 cu minus 6? Nu, nu e minus 50, nu știu. Deci 36 ai zis, da? Da, minus 36. Și cu 6. 36 și cu 6. Minus 42. Minus 42. Minus 48. Minus 8. 42 minus 48. 90. Minus 90. Deci minus 90 e valoarea, da, determinantului. Hai să mai luăm încă o dată. Deci e vorba de determinantul minus 2, 0, 1, 4, 6, 8, 1, minus 3 și 2. Egal cu. Eu înainte de a mă apucat să fac mulțire și așa, văd dacă pot să scot ceva în factor comun. 4, 6 și 8 ar da un 2 ca divizor. Da. A, și îl copiem pe prima. Deci 2 și pe prima și a 3 o copiem. Minus 2, 0 și 1. Acum o primim la 2, 2, 2, 3, da, și 4. Da. Și 1 minus 3 și 2. Da. Și eu mai departe cu. Îmi propun să dezvolt după prima linie. Pentru asta, ca să dezvolt după o linie sau după o coloană, se procedează în felul următor. Eu am scos pe aici pe 2 în factor, da? O pot întoarce de la început. Deci egal aici cu. Hai să dezvoltăm după prima linie. Ce înseamnă dezvoltăm după prima linie? Egal cu minus 2, scrim elementul ăsta, după care dezvolt. Minus 2. Înmulțit cu minus 1 la puterea. Pe ce linie și ce coloană se află? Se află pe linia întâi, coloana întâi și zicem 1 plus 1. Adunăm linia și coloana sa. Înmulțit cu minorul se cheamă. Tai linia și coloana lui. Fac cruce. Și mi-a rămas doar așa. 6, 8, minus 3, 2. Plus. Următorul element de pe linie este 0. 0 ori minus 1 la puterea. Pe ce linie și coloană se află 0 ăsta? Se află pe linia 1, zic 1, și coloana A, 2. 2. Deci 1 plus 2. Înmulțit cu trai linia și coloana lui, imaginar, și dacă l-am tăiat cu ăsta și cu ăsta, ca și mâna așa știa stopată, am obținut ce? 4, 8, 1, 2. 4, 8, 1, 2. Și înscriu pe 1 plus 1. Înmulțit cu minus 1 la puterea. Ce linie și coloană se află ăsta? Tot linia 1 este. Linia 1 plus 3. 3. Coloana 3. Înmulțit cu minorul care este după ce tai linia și coloana lui. 4, 6, 1, minus 3. Minus 3, 4, 6, minus 1, 3. Minus, 4, 6, 1, minus 3. Da? Uite, încă o dată. Da, 4, 6.
4, 6, 1, minus 3. Și așa m-aș lua determinat de ordine 2. Nu o să fac, să pun de sub, să fac acolo, am de ordine 2, care știu să-i fac foarte repede. Deci egal mai departe cu. Hai să vedem dacă dă același rezultat. Da. Trebuie să ne dea același rezultat obligatoriu. Și egal cu. Minus 2, ori. 1 plus 1? 2. 2. Minus 1 la a doua? 2. 1. 1. Ori? 1. Ori? A, da. Ori? Să dezvoltăm acum. 6 ori 2? 12. 12. Minus, plus vine? Da, plus... 3 ori 8, 24. 4. Plus. 0 ori ceva? Da. Cât faci aici? 0 ori ceva? 0. Asta e cel mai rapid să faci. Da. Deci când ai bață să ai 0, îl faci foarte repede. De 0 ceva fac 0, plus 1 ori minus 1 la ce putere? Minus 1 la 3, dă minus 1. Dar nu e la 3, e 1 și cu 3. A, la 4, dă plus 1. Plus 1. Pe lângă, hai să facem aici. Minus 12. Minus 12. Plus, minus 6. Minus 6. Și egal. 12 cu 24 fac aici 36. Da. Și vine minus 2. Minus 2 ori 36. 6 plus... minus 18 face. Pe 1 ori da. Minus 18. 2 ori 6 ori 12. 2 ori 36 ori 7. Minus 72. Minus 18. Face minus 90. Da. Acel rezultat. Foarte interesant să poți dezvolta, dar important să linia după care faci. Putem să faci și după asta, putem să faci și după asta, putem să faci după coloane. Da. Aceeași tehnică. Rezultatul nu se schimbă. Dar ești foarte încătat să ai zero ori de așa, că ai văzut și cum repede am făcut-o. Dacă și în loc de 1 ai și aș avea 0, sau în loc de 2 să am 0, aș fi fost foarte tare. Dacă în loc de minus 2 ar fost 0, ziceam 0 ori și era terminat, 0 ori terminat și făceam apă ăsta. Da. Ei, există o tehnică care spune așa. Te uiți cu atenție unde sunt deja 0 ori. Bunar, ne uităm pe linia întâi și vedem un element, un 0. Și cauți, privești la toate elementele cu atenție și vezi tu care din ele e divizorul tuturor. Adică e vorba de faptul că se existe unul pe acolo, un element, care celălalt se împarte la el. Bunoară, 1 este divizorul tuturor. Pentru că 2 se împarte la 1, 0 se împarte la 1, deci 1 e divizor. Da? Da? Și divizorul îl marcăm așa. Scrii din nou, că e o chestie tare care ți-o arăt acum. Da, din nou determinantul ăla. Și dacă ajunge tot la 90, înseamnă că e o șmecherie care merită să o țin. Ne-am propus să obținem aici 0 ori, mai multe. Da? Privim cu atenție la toate elementele de pe linia respectivă. Sesizăm că avem un divizor pe 1. Coloana, ăsta e pivot. Pivot, ziceam, da? Pivot. Coloana pivotului este coloana de lucru. Coloana de lucru. Care se copie. Da? E coloană de lucru și se copie. Se copie pe poziția ei. Pe poziția ei. Deci o să o copiem pe asta 1, 8, 2. 1, 8, 2. O să o copiem pe poziția a treia.
Așa este. Următoarea coloană are 0 de aici. Da. N-am nicio treabă, o copii. Deci dacă are 0, o copii. 0, 6, minus 3. Minus 3. Asta la altă n-are 0. Atunci eu mulțesc, cu cât să o mulțesc eu pe asta toată, cât să adun aici să facă 0 aici. Că stă obiectivul să fac 0. Adică 1 oricât să fie și adunat aici să facă 0. Cu 2. Cu 2. Cu 2. Deci 4 o mulțesc cu 2 și o aduc aici. Deci 4 coloana o mulțesc cu 2, 2 și o adun la prima coloană. Da. Și zic 2 ori 1, 2, 2 și cu minus 2, 2 0. 8 ori 2, 16. Și cu 4, 4 16 și cu 4, 20. 20. 2 ori 1, 2, 2. Cu 1, nu, nu, 2 ori 1, 2. Păi toate, da, deci, da, 2 ori 1, 2, și punem 2 aici. Da. A, eu am greșit, am obosit. 2, nu 2 ori 1, 2 ori 2, 4, și cu 1, 5. 5. Da. Le iau încă o dată. Deci, cum am zis, toate coloana asta se mulțește cu 2, 2 din motivul ăsta, ca să fac 0, și se adună la prima coloană. Și zic 2 ori 1, 2 și cu minus 2 fac 0. 2 ori 8, 16 și cu face 20. 2 ori 2, 4 și cu 1, 5. Asta e noul determinant. El își păstrează valoarea. De ce zic egal. Și acum, hai să dezvoltăm după prima linie. Egal. 0 ori 0, că ăsta e elementul, nu? Da. 0 ori. Și ce ar mai veni acolo? Minorul, minus 1 și... Dar 0 ori ceva, cât va face aici? 0. 0 mulțit cu un număr? 0. Plus. Iarăși 0, că e următorul element. 0 ori. Orice, tot 0. Tot 0 va face. Plus, în sfârșit, am ajuns la 1. 1 ori minus 1 la puterea. Minus 1 la puterea de... Pe ce linie și coloană se află el? 1 plus 3. Ori determinantul minor. Adică tăiem linia și coloana lui. Și vine, 20. 20. Uite. Da. 20, 6, 5, minus 3. 20, 6, 5, minus 3. Și egal cu. Calculația, dau 0, dar trebuie. Da. Face plus. 1 ori 1, 1. Da? Deci da. 1, nu mai e nimic, și zic, am 20 ori minus 3. Da, minus 60. Minus 60. Minus 5 ori 6. 30. Minus 3. Minus 90. 90, da. Excelent. Da. Același rezultat. Același rezultat. Da? Deci, vezi că asta e o tehnică foarte tare. Deci dacă ai baftă să ai vreun zero pe undeva, cauți ca să te privești acolo și să ai, cu excepția unuia, toate celelalte diferite din zero. Că atunci eu trebuia să scriu deodată. Nu mai scriam pe ăștia, pierd timpul. Pur și simplu scriam, fai linia și coloana văstuia. Da. Și spuneam 1 cât pe el dezvolt. 1 ori minus 1 la... La 1 plus, 1 plus 3, 3. Ori determinantul ăsta care a rămas, 20, 26, 5, 5 minus, 3. Minus 3. Și face în final minus 90. 90. Deci este o chestie teribil de tare. Da? Da? Adică trebuie să știi tehnica asta. Că te străduiești să obții zerouri. Pe o linie sau pe o coloană. Că prin înmulțirea unei coloane la noi a fost, cu un număr și adunată la altă coloană, rezultatul nu se schimbă. Deci prin înmulțirea unei coloane cu un număr și adunată la altă coloană, rezultatul nu se schimbă. Da. La fel și cu linii se putea juca. Prin înmulțirea unei linii, unoară, hai să-l facem și cu asta, într-o altă tehnică, în altă idee. Să luăm din nou. Deci luăm, luăm de determinantul. Copie. Minus 2, 0, 1, 4, 6, 8 și 1, minus 3, 2.
Eu am obținut 0 ori așa. Că am beneficiat de 0 ăsta. Dar poți să mă gândesc să obții 0 și așa. Că și coloana asta, nu, și pe coloana asta am baftă, că este deja un 0. De 0 de aici îl pot vedea pe linie, sau pot să-l văd și pe coloană. Și acum, dacă mi-am propus, am pus săgeții, vreau pe coloană să obțin 0 ori, privesc cu atenție la toate elementele. Caut divizorul tuturor. Bunoară 3-ul este divizorul 6. 6, da? Dacă îl mulțesc cu 2 pe minus 3, fac minus 6. Minus 6 ajunge de coace. Ei, și atunci, toată asta a pivotului este linie de lucru. Deci minus 3 ăsta este pivotul care îl încadrez. Da. Și linia asta e linie de lucru. Linie de lucru. Scrie și eu. Da? Linia de lucru. Linia de lucru se scrie pe poziția ei. Deci pe ce poziție trebuie să scrie? Pe a treia, da? Da. 1, minus 3, 2. Ea se mișcă în sus, jos, la toate liniile, cu gândul să obțin 0. 0, da. Aici numai dacă mulțesc cu 2 și o aduc aici, da? Toate linii o mulțesc cu 2 și o aduc în aici, vine 2 ori 1, 2 și cu 4, 4 6, 6. Minus 3, 2 ori minus 3, 2 ori minus 3, minus 6, 6, 6 de 0, 2 ori 2, 2, 4 și cu 80, 12, 12, 12, da? 12. Cealaltă care are 0 o copie, că nu am treabă, da, cu ea. Da, minus 2, 0 și 1. Așa. Și egal cu... Egal cu... Ia să vedem, minus 2, 0. Acum, tai linia și coloana pivotului. Deci tai linia și coloana pivotului. Cam v-a obținut, cu excepția lui, toate sunt 0. De linia și coloana pivotului, da? Scriu pivotul egal cu minus 3. Da, minus 3. Da. Ori minus 1 la... Minus 1 la pe ce linie este? Și ce coloană? Este pe a treia linie. 3 plus... 2. 3 plus 2. Da? 3 plus 2. Și înmulțit cu minorul. E minus 2, 1. Minus 2, 1. 6, 6 și 12. 6 și 12. 6 și 12. Avem ceva greșeli, să mai vedem o dată. Da. Că trebuie să ne dea, ba da, cred că da, același rezultat. Trebuie să dea. Egal mai departe cu minus 3. Egal cu minus 3 la... Minus 3 și cu 2 fac 5. Și, minus 1 la 5. 1. Ori minus 1. Să scrim așa ușor să dată de minus 1. Pe lângă. Pe lângă, minus 24, minus 6. Minus 24, minus 6. Minus 18. Minus 20, minus 30 fac. Unde stai? Da, minus 30. Da, minus 30. Și egal mai departe cu minus 3 ori minus 1. La mulțire minus cu minus face. Face plus. Plus 3 ori, 3 ori, minus 30. Minus 30, da, și de minus, da, a făcut bine. Minus 90, rezultatul este pare. Da. Minus 90. E, ce trebuie să ții tu minte și să ne ieși și să instalează ideea asta? Deci, prin înmulțirea unei linii sau coloană, da, cu un număr și adunată la o altă linie sau coloană, valoarea nu se schimbă. Da? Deci notează asta. Foarte important. Foarte important, da? Prin înmulțirea. Prin înmulțirea unei linii, în paranteză, coloană, cu un număr și adunată la o altă linie, sau coloană, cum îți este acolo. Valoarea determinantului nu se schimbă.
Și noi facem mișcările astea să obținem zerouri. Zerouri, da. Ai văzut cât de important să ai zerouri ca să... Zerouri ceva, zerouri ceva, nici nu mai scrie acolo. Terminat. Și o să rămâne numai pivotul ăla și ai tăiat nea și coloana și ai reușit să spui rezultatul. Cât este și asta? 10 fără 5. Mai ai vreun determinant? Mai sunt, dar e farfata asta. Hai, mai dă-mi încă unul, no? Ca să vedem după tehnica asta să faci. Da. Acum, de făcut de faci, plus s-a acolo, dar tehnica asta mă interesa să o ții minte. Da. Le facem pe asta, după manevra asta. La câte ai, ai la și jumătate, poate? Da, la și jumătate. Din cadrul. Așa, să vedem cu ce să ștem. Am dat un prosopul ăla, am avut ce șterge. La verde îl foloseam ca să... Fiind uscat și fiind să usca repede. Tabla ta. Spune-mi. Vedem notul de ordinul 3. Da. Prima linie 1, 2, 3. 1, 2, 3. A doua linie 3, 2, 1. 3, 2, 1. Și a treia linie 2, 2, 1. 2, 2, 1. Hai să facem pe tehnica să știm valoarea. Da, cu sau nu. Da? Deci zicem de 1, 2, 3. Da. 3, 2, 1. Și egal cu 2. 2. Plus 3 ori 2, 6. 18. 2 ori 2, 4. Plus 4. Da. Minus 3 ori 2, 6. Ori 2, 12, 1 ori 2, 2, ori 1, minus 2, da, și 1 ori 2, 2, minus 6. Minus 6. Și egal cu? Și egal cu? Minus 12, minus 6, fac minus 18 cu 18, s-a terminat. A, da. Minus 2 cu 2, se duce și rămâne 4. Da. Deci valoarea este 4. Este 4. Haideți să luăm deoparte, să vedem pe manevra care am spus, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 2, 1. 2, 2, 1. Și zicem așa, ne uităm unde avem zerouri, ne avem nicăieri. Atunci, ne uităm unde am o linie sau o coloană cu numere mici. Cam toate sunt mici, dar cele mai mici din ce sunt prezente în tabel. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ar fi bine asta, da? Perfect. Și te-ai decis să obții zerouri aici. Da. Acum, dacă pe linia asta obții zerouri, vei lucra cu coloane. Cauți divizorul tuturor. Care e divizorul tuturor? 1. Da. Coloana lui 1 e coloana de lucru. Da. 1. Da. Coloana de lucru. Ea se copie. 1. 3. 1. 3. 2. Da. Și ea se înmulțește cu diverse numere și se adună la celelalte coloane ca să obții 0. Ca să obțină ai 0, cu cât ar trebui să o mulțesc pe ea? Cu minus 2. Cu minus 2. Mulțim cu minus 2. Exact. Și vei avea? 0 de prima. Deci minus 2, 0 se jucă, da? După minus 2 ori 3, minus 6, plus 2. Plus 2, minus 4. Da. Minus 2 ori 2, minus 4, minus 2. 2. 2 minus 2, corect. Toate mulțirea cu asta obții 0, poate celălalt cu... Minus 3, minus 3, nu? 3, da. Minus 3, dă 0 sus. Da. Minus 3 ori 1, minus 3. Stai că am luat-o eu.
Păi toate cu minus 3, da? Da. Minus 3 ori 3, minus 9. Minus 9. Și cu 1. Minus 9 și cu 1. Minus 9 și cu 1, minus 8. Nu? Da. Iar toate cu minus 3, deci minus 6. Minus 3 ori 2, minus 6. Minus 6 plus 1, minus 5. Minus 5. Termină școala analizului pivotului, îl scrie pe el 1. Da? Vine școala analizului pivotului. Îl scrim pe el. Coincid cu minus 1 la, deci 1 plus 1, de linia 1 coloana 3, 1 plus 1, ori așa, minus 4, minus 8, da. Minus 2, minus 5. Minus 2 și minus 5. Acum, dă 1 ori 1 e 1, da. Ori minus 4 ori minus 5, dă plus 20. Deci egal cu 20. 20, plus... Plus, dar minus din formulă? Minus 16. Și 4. Ca și înainte. Da. Eu aș, aș lua din nou. Hai să luăm din nou. 1, 1 2, 2, 3. 3, 2, 2. Și 2, 2, 2, nu? 2, 2, 1. 3, 2, 1 și 2, 2, 1. 3, 3, 3 2, 2, 2, 1. 1. Așa, și 2, 2, 1. Data trecută am lucrat pe prima, pe prima linie de obții zerori. Eu aș obține zerori pe coloana asta. De aceea, dacă îmi propus să obțin zerori, dar de ce obțin zerori așa? Că văd, 2, 2, 2. A, da. Da? Și mă uit să văd care e divizorul tuturor. Oricare. Și asta e divizorul. Că 2 se împarte la 2. Și asta e divizor, și asta e divizor. Și mă opresc aici. Da, la 2. Linia, de data asta, linia asta e de lucru. De lucru. Linie de lucru. De lucru. Ea se copie. 1, 2, 2, 3. 1, 2, 3. Și ea se mulcește cu diverse și adună celălalt jos cu gând să obții 0. 0. Numai dacă o mulțești cu minus 1. Minus 1, da. Și vine... Da? Toate cu minus 1 și o aduni jos. Da. Și acum, minus 1, minus 1, 1, minus 1, 1 și cu 3. Și cu, minus 1 și cu 3, 2. Deci face 2. 2. Ca și cum am scădeaua din asta pe celălalt, da? Minus 2 și cu 2 face 0. 0. Și, și minus 3. 3 și cu 2. Și cu minus 2. A, da, pardon, minus 2. Da? Tot aceeași cu minus 1 și o duci și jos. 1 minus 1 și... Nu, stați. 1 ori minus 1. Minus 1, da, minus 1 și cu 2. Minus 1 și cu 2, 1. 1. Minus 2 și cu 2 fac 0, că se poate obi sigur. Da. Minus 3. Minus 3 ori 1. 3 ori minus 1, minus 3. 3 plus 1. Minus 2. Minus 2. Și tai linia și coloana pivotului. Da. Așa am văzut. Egal cu. Scriu pivotul. 2. 2. Pe ori. Ori. Minus 1 la pe ce linie este? Coloana... A linia 1. 1. Coloana 2. Da. 1 plus 2. 1 plus 2. Ori minorul care rezultă. 2 minus 2. Da. Da. 2 minus 2, 1 și, 1 și minus 2. Și egal cu. 2 ori. 2 ori 1 la puterea 3 a 2, minus 2. Deci minus 2 minus aici 2 face. Ori minus 4. Minus 4, minus, adică vine plus, minus cum? Da, plus 2. Plus 2. Minus 4 plus 2, care face minus 2. Minus 2 ori minus 2. Minus 2 egal cu 4. Cine a dat ca... Ce a rezultat? Da. Deci am văzut mai ușor, dacă pur și simplu, cu minus 1, cu minus 1, le făcut 0 ori, mult mai rapid. Dar toată tehnica asta care ți-am arătat o luat determinat de ordin 3, merge și la 4 și la 5. Regula lui Sanus nu mai merge. Nu. Nu? Gata. De aceea, dându-ți tehnica asta acum,
Tu poți dezvolta determinat de ori din 4, de ori din 5, cât ori fi de mare, făcând 0-uri. Și tot așa ajungi la determinatul de ordin 4 la de ordin 3. La 3 la ordin 2, că practic se reduce la, da, la ordinul 2, nu? Făcând 0-urile acelea. De aceea merită foarte multă atenție, că Sarus merge numai pentru determinații de ordin 3. De acolo înainte nu mai poți să deduci. Și de aceea ți-am dat chestia asta. Da? O să facem într-o discuție ora viitoare și în determinat de ordin 4, ca să-ți arăt concret. Da. În seara să ne oprim aici. Da. La revedere, dragilor. Da, se face și sinteza. Hai că merită. Da, da. Sinteza zile, nu? Trebuie să facem, că n-am mai făcut-o de multă vreme și... Păi, am avut determinat de ordinul 2. Da. Calcule. Da, spune și ce am făcut aici, că am făcut multe chestii. Da. Calcule cu determinat de ordinul 2. Da. Deci, 1. Determinant de ordinul 2. Ordin 2 și 3. Și 3. După... 2. Am făcut trigonometrie, văd, să nu spunem asta. Da, trigonometrie. Deci, valorile unghiilor pentru... Și... Valorile funcțiilor trigonometrice pentru unghiilor mai importante. Da. Cercul trigonometric. Da. Cercul trigonometric. Trei. Definirea funcțiilor trigonometrice în cerc. În cerc. Da. Da. Definirea sinusul și cosinusul. Definirea funcțiilor trigonometrice în cerc. Trigonometrice în cerc. Așa, cercul trigonometric. Da. Patru. La final ce-am valorile. Hai mă, nu mă grăbim, mă. Valorile pentru unghiurile mai importante. A, da. Valorile. Pentru unghiurile mai importante. Unghiurile. Valorile funcțiilor trigonometrice. Valorile funcțiilor trigonometrice pentru unghiurile mai importante patru, cinci. Hai că am văzut proprietățile puterilor, le-am amintit. Da? Proprietățile logaritmului. Așa, mă. 5, 6. Proprietățile logaritmului. Logaritmilor. Da. Cum se înseamnă suma 2 logaritmi, da? Toate chestia asta. Ce am mai făcut? Cam asta a fost, da, nu? Și la final, tehnica asta. 6, 7. Dezvoltarea unui determinant. Dezvoltarea unui determinant după o linie sau o coloană. După o linie sau coloană. Sau coloană. 8. Proprietățile determinanților. Că se poate scoate un element de pe o linie, se poate, nu? Da. Proprietățile determinanților. Nu pot să se arăpire. 9. Adică sunt poate mulți cu o linie sau o coloană fără ca valoarea să se schimbe formale, da, 0 ori. Deci am avut lucruri deosebit de interesante. Cam asta să le lăsăm. Ne oprim aici. La revedere, dragilor!